și am ajuns la ferma de struți. Cum ne așteaptă doamna, cum ne-au așteptat toți oamenii de când am început noi emisiunile astea, îmbrăcați în port tradițional. Numai vorbe frumoase peste tot, toată lumea vorbește de ferma dumneavoastră de struți aici. Și am zis să venim și noi. A început să ne povestească despre fermă. Bun. Vindem pui, vindem ouă. 100 de euro puiul. 100 de euro la o lună de zile. A, da? Și ouă câte, doamnă? 100 de lei. 100 de lei. 1 milion ouă? Totul merge așa, da? 100 de lei ouă, 100 de euro puiul. 1000 de euro struț mare. Așa. Ați mâncat și dumneavoastră care am de struț? Am mâncat. Și mâncați în continuare? Și mănânc. Ciorbă de struț? Are, are gustul ca și curcanul? Unii zic că ar semăna cu căprioara. Căprioara, da? N-am mâncat, nu v-aș putea spune. Am ajuns la moară. Dă-mi și mie un sprijin. Ia ține tu de cafea asta mai bine. Ia. Așa. Să trăiți. Maramureș, parcul. Bună? Foarte bună. Să rămână, doamnă. Să rămână. Bună ziua, domnul meu. Bună ziua. Să trăiți, doamne, ajută. Și aveam niște informații un pic așa. Ne-a zis neamărire. Bă, vedeți că nenea ăla acolo are țuică în poartă. Ce are, bre? Țuică în poartă. Cum vrea, are țuică în poartă? Are țuică la poartă. Eu am auzit că aveți cea mai bună țuică. Chemarea noastră e Horinca din poartă. Acolo era un rezervor de țuică, de Horinca. Aveți chiar țuică la poartă. Nu cred așa ceva, la robinet? Incredibil așa ceva. Dezinfectantul în pandemie, știi? Fix din poartă e așa, din stâlpul porții. Apă de izvor. Da. Aia mai curată și mai filtrată. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Mai bine. Incredibil. Oh, e. N-am văzut în viața mea așa ceva. Țuica la poartă a fost ideea taică meu, care nu bea destul în casă, bea și la plecare un păhărel. Și curgea Horinca într-o veselie, fix la poartă, adică loc ideal să stai. Și am intrat în fermă. Dar noi am mai fost la struți, nu e prima oară când mergem, dar la o fermă atât de mare, pentru că erau foarte mulți struți acolo, n-am fost niciodată. Eu am mai fost. Fost, da, eu am intrat și la ei înăuntru unde se găinățează. Nu există ceva mai îngrozitor. Cum miroase pupul de struț. Doar că m-am bucurat, era curat. Erau foarte mulți struți, erau struți mici, struți medii, struți mai mari. Dar dacă crești cu el de acum, uite, eu îl iau acum și cresc cu el, mai să dă la mine mare? Să dea. De ce? Ce-i tâmpit? Pentru că are instinctul. Pentru că e sălbatic. Au o problemă cu stresul. Să nu-i stresezi. Deci, ei au tabieturile lor. Nu acceptă să le schimb nimic. Vedeți? Boscheții din partea alaltă. Da. Efectiv, sunt niște boscheți. Da. E teritoriul lor, noi nu avem ce căuta acolo. Dacă intrăm să tăiem boscheții, pentru ei e un deraj extraordinar. Poate să se oprească din oat și după când începe sau o să spargă ouăle. De ce? De dușmanie? Dacă... Nici eu, dar nici voi. Dar numai că vreau să-i filmez și eu, nu... Și dacă vă prinde și vă ciupește un pic, doamne iartă-mă, sunteți bărbați sau ce sunteți? Na. Cârpă. Să vedeți ce face. Deci ce a făcut? Atât? Păi asta face. Oh! Credeți corupt? Uite, ia că ți-a rupt degetul. Las că nu l-o rup. Da, bă, da, ați venit cam mulți aici. Sunteți foarte sensibili, no, domnilor. Cel mai bătrân care l-aveți? L-aveți unul? Cel mai bătrân are 9 ani. 9. E domnul Costel. Costel. Și struțul cel mai bătrân, Costel. Până la Costică, ultimul struț din Galantar, cum ar veni... E și rău? E cel mai rău? Cel mai rău struț care există pe planeta asta. Foarte rău. Mai... Deci că te-a luat, da, din mașină. Doar una are? Are doar una, că și-a omorât-o pe una asta. A omorât o struțoaică. A făcut numai nenorocire acolo. O struțoaică. Sau cum să-i zic, o struță? Dar acum folosim de dezinfectant, știi că... Faceți gândea? Asta e o batoză de preiera. Preiera, grâu, ovăz, moara de măcineat, porumb. Deci încă funcționează. Da. Moara merge pentru sat, mai lucru. Am cunoscut o moară de peste 100 și ceva de ani. Avea și vultoare, era și moară, era și spălătoare, era și piuă. Spectaculos, spectaculos. Pietrele astea neschimbate de 100 de ani, l-am întrebat pe om, schimbă doar curelele. Ca să facem făina, puteți să o reglați, o faceți în diferite feluri? Doar asta e posibilitatea să
faci cum vrei făina, mai mare, mai măruntă. Silviu s-a dus și a luat un săculeț de porumb și băgai boabele de porumb, mai regla domnul ăsta de la un șurub făcut tot de mână, mare șurub așa, și se făcea mălai. Ia, 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 hai mă! Dulce, 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 dulce. Și spunea că tot satul vine acolo, de fapt. Eu stau mai mult la oraș și mai stau, mai vin cu buică la bătrâni, că singuri acum și bolnași. Vin să-mi ajute. Și cine se ocupă aici? Păi până acum a fost taică meu. Acum trebuie să le preiau eu. Poate vrea să zic, gata, rămân aici, că pe casă. Stau la Baia Mare. La Baia Mare. A, și urmează o schimbare mare în viața dumneavoastră. Păi da. Venit-o aici. Deci omul ăsta trebuia să preia toată această muncă și să se mute înapoi la țară și să ducă mai departe tradiția. E viu, aici e muzeu viu, practic o lucrăm pe asta. Un muzeu viu, dar și un muzeu... Noi ne folosim încătere. Noi cu moara lucrez, cu cazanul lucrez, viua la fel. Turiștii vin să vadă, dar vecinii vin să facă mult mălai. Da. Ne ducem la treabă. Prezentarea am făcut-o. Ne-am întors, am intrat pe un magazin să ne arate cum să hrănesc tot. Aici mănâncă furajul. Mai termină. Și câte ouă face pe zi? 16. Doamne ajută! Și au și ei ca și cocoșii, au... Au, au, oho! L-ai văzut? Și am ajuns la moară. Toacă iarbă, toacă coceni, de toate astea, ca să combine să le dea mâncare. I-a dat drumul și pac, pac, pac. Foarte pac, frumos pac, pac, acolo, pac, curat. Pac, 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 da, foarte frumos. Și mirosea frumos, a verdeață, a... Ne-am pus pe treabă, am început să aruncăm fân pe acea șină, eu m-am dus în spate cu roaba și am început să încarc, să merg împreună cu neamărin să dăm de mâncare struților. De asta am venit, să muncim, știți? În omul ne place așa și unde mai găsim un om care are nevoie, dacă mai aveți vă vecină, ceva pe aici, care are nevoie să mai... Una tânără ai vrea tu? Nu. Și bătrână e bună. Bătrână, bătrână. Nu, no. Am o vecină aici de 70 de ani. N-au ce bun. Mama avea acolo război, făcea pânzetul ăsta de vreo 10 metri, din lână, și tot ăla trebuia băgat în piuă, și după ce îl bătea bine, se scămoșa. Noi prelucrăm, de fapt, lână. Hai la piuă să vedem cum se spală cergile. Așa credeam noi că se spală în piuă. N-am ei, scoți apa asta, deci cu găleata, da. Așa, scoți afară. Unde o scoți? O arunci aici, așa. Așa, acolo? Da, da, da. La ea, nu, aici e vorba aia, zice, bată-te ca apa schivă, știi? O să vezi cum se bată apa asta imediat. Materialul pe care l-ai țesut la război de mână și băgai în chestia aia de lemn, care avea niște trepte așa, ca niște pistone așa. După aia le-am mutat drumul la piu, n-ai fost atent. Stai că mă duc să dau drumul la apă. Opa! La început, când trebuia să pornească piua aia, n-a pornit. A dat drumul la apă și s-a blocat. Mere piua! S-a dus accelerația, părâi om! Ce v-a picat, domnul meu? Accelerația în apă. Cum adică, domnule, v-a picat accelerația? Zic, la ce? La vreo mașină? S-a dus în jos. Aia, aero? Du-te, du-te. Hai, repede, pe aia! Silviu, devenit brusc erou. S-a aruncat nebunul cu Adida și cu tot în picioare. Ăsta e foarte harnic, băiatul ăsta. Hai, două, trei și... Și am început noi încet, așa, glumind, să dăm mâncare. Veneau struțile, dădeam mâncare. Da, da, aici trebuie intrat între ei. Nu cred. Adică cum a intrat? Neorine! Se deschide poarta și intrăm cu roaba în țară. Nu cred așa ceva. Ba da? Și femeia zice, a, mă, neamărine, faceți mizerie, aruncați mai de-aproape. Mai mult faceți risipă decât dați la animale, domnilor. Niște struți, unii cu minței, unii drăguți, unii scuipau, făceau urât, se uitau urât. Până și... la costică. Uite-l! Faceți mai... Ai văzut? Ai văzut? Haideți de acolo! Dați-vă toate! Haideți! Haideți de acolo! Haideți de acolo! Haideți! Haide! Hai! Gata! A scăpat! Ce faci? Marina a început să fugă, panicat. L-am văzut cum a trecut așa, săgeată albastră a fost. Mi-a plăcut cum a intrat pe turnantă. Deci a intrat pe turnantă foarte bine. A scăpat, băi! A scăpat, băi! A scăpat să mă... Din urmă... Parcă se făcuse și mai mic de înălțime, vă jur. Deci era ceva mic așa care era ca în viteză. Nu l-am văzut niciodată panicat atât de tare.
Frica e rușinoasă, dar e sănătoasă. Mamă, ce-am fugit! E, vezi, așa am fugit și copiii ăștia, da, da. Cât îi fugărește atâta ziua. Doamne ajută! M-am speriat, chiar m-am speriat tare. Mai ai curajul să mai mergem o dată? Nu, mai m***u ții! Băi, l-am văzut alege așa niciodată. Pe inima mea a fost, Costel. Bine, struțul nu s-a liniștit nici când am ajuns noi la iarbă. El încă mai dădea p***a că se vă prinde o pată. Aia de la incubator, aia sigur nu vă fac nimic. A, dar aia nu ne frică. Doamna șefa la struț mi-a plăcut. Avea și umor, știa să și gătească. Avea grijă și de struți și de ouăle struților. Da, stai, jur. Nu plecă, e tare ăla. Nu da pe ce dacă nu stai, să moară, spargă. Ia mâna, jur. E tare, nu da, să mor eu. Au, sună, ai, mai ai ceva. Au, sună. Ăla sună, bre. Ia. Mamă, dar ce tare.